Salutare, prieteni! Eu sunt Alex Simian și astăzi o să facem o nebunie, fraților. După cum știți, majoritatea dintre voi, eu am un simulator făcut de mine, așa improvizat. Și astăzi am zis să mă hotărât să fac o nebunie și anume să jucăm un meci de Fortnite pe 3 monitoare. Știu că pare absurd, pare tâmpit, pentru că nu, de ce-i juca așa până la urmă? Că nu are niciun sens. Dar totuși am zis, hai să vedem, vă arăt și vouă cum s-ar vedea pe 3 monitoare, fraților. E o experiență destul de ok. Și hai să vedem cum ne descurcăm. Nu că ar fi ceva oară. V-aș recomanda într-adevăr un monitor de 144Hz. Ar fi suficient pentru jocul ăsta. Dar ca și scopul scos în mijloacele, știți cum se spune. Haideți să vedem cum merge și pe 3 monitoare. Care este feeling-ul. Bun, hai să dăm drumul să vedem. Un play, bineînțeles. Avem un solo event, avem 400% bonus XP event, foarte tare. În momentul ăsta ne găsește un match, pot să vă spun că avem undeva la 60 de FPS-uri în momentul ăsta aici în lobby, dar bine, asta nu contează, o să vedem exact în joc câte FPS-uri o să prindem. Nu vă băgați în seamă volan, dar aici jucăm cu totul și cu totul alte jocuri decât Fortnite. Da? Dar am zis, hai să vedem cum, poate na, unii dintre voi sunteți interesați, cum ar arăta pe 3 monitoare sau na, dintre voi sunteți obișnuiți să jucați așa de bine Fortnite încât vă poate ajuta acest lucru. Da, e o experiență. Da, o experiență frumoasă. Rulăm cu 60 de FPS-uri în momentul de față. Da. Hai să schimbăm să vedem. Mergem acolo la lac. A explodat cubul. Da, e o experiență destul de ok. Nu wow, dar na. Ok, o să încercăm să aterizăm și aici, pe presuța asta. Poate apucăm să lutăm și noi ceva. Hai, dar ne mai coboară. Perfect. Da, e puțin cam mai iurea, pentru că e totul foarte mare, frate. Opa. Cineva trage în mine, cineva trage în mine și m-aș omoră. Da, deci e clar. Da, nu știu cât de imed... A, era în casă. Da, era în casă aici. Nu l-am văzut. Nu v-aș recomanda să jucați Fortnite pe 3 monitoare în niciun caz. Dar a fost așa un video informativ să vedeți și voi cum ar arăta. Într-adevăr, este imersiv, numai că... Na, nu cred că se merită și nu cred că are niciun scop. A juca Fortnite pe 3 monitoare. După cum vedeți, totul este mult mai mare, depinde foarte mult de ce monitoare, cu ce monitoare rulezi și na, nu v-aș recomanda să jucați pe 3 monitoare. A fost un video informativ, sper că v-a ajutat cu ceva, sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mai facem lucruri de genul ăsta, nu uitați să dați acolo, să lăsați și voi acolo un like, un share, un subscribe, bineînțeles, dacă sunteți noi pe canal. Și da, eu am fost Alex Simian, mulțumesc foarte mult pentru vizualizare și ne vedem, bineînțeles, pe livestream-ul în fiecare seară sau de câte ori avem posibilitatea să facem livestream. Respect, băieți, ceau, v-am pupat, numai bine!